Salutare și bun revenit la un episod de vlog. Marius Mitrache mă numesc, iar astăzi vreau să discutăm despre creatină. Ce bine de mine că am filmat 27 de minute de discuție despre creatină fără să fi înregistrat. Acesta fiind vlogul cu numărul 6 pe care îl filmez pe ziua de azi. Am să încerc să scurtez pe cât se poate și să terminăm în sub 10 minute discuția despre creatină, fără alte povești. Foarte pe scurt vreau să vă atrag atenția că a apărut la Jim Beam un produs foarte interesant. Se numește Boom. Este un pre-workout. Este un produs pe care l-am formulat în colaborare cu experții Jim Beam. Extrem de bun la gust, extrem de eficient, la prețul corect. Costă doar 81 de lei, folosind codul meu de reducere Marius5 pentru 25 de porții. Respectiv, 5 antrenamente pe săptămână îți ajunge 5 săptămâni, 6 antrenamente pe săptămână îți ajunge 4, 4 antrenamente pe săptămână îți ajunge 6. Gust de fruit punch. Creatina este cel mai ieftin, cel mai eficient, cel mai studiat și cu cele mai puține efecte secundare suplimente existente. De asta, în toate topurile pe care o să le vedeți, top 5, top 10, top 5, cele mai bune suplimente, cu siguranță creatina are un loc acolo. Nu doar că are efecte asupra performanței sportive, îți oferă puțin mai multă energie, îți ține și niște apă și îți volumizează celula musculară, dar are și niște efecte asupra cogniției, asupra gândirii, asupra creierului. Este clasificată și nootropic cu ocazia asta. Vreau să precizez că există multe tipuri de creatină, dar cea mai recomandată, mai studiată, mai safe este creatina monohidrată simplă, prima formă apărută. Aia este cea mai populară în continuare. Este extrem de ieftină. Costă undeva la 44 de lei pentru 500 de grame, cel puțin pe site-ul de la Jim Beam atât costă, unde dacă iei cât se recomandă, 5 grame pe zi, îți ajunge 100 de zile. Eu recomand folosirea a 1 gram la 10 kg. Pentru mine nu are sens, dacă ai 30 kg sau 130, să folosești tot 5 grame. Această creatină, deși este recomandat să o folosești înainte sau după antrenament, eu o folosesc intra-workout, este stocată în mușchi. În continuare mai există o abordare de a o folosi unde nu o folosești zilnic, apropo se folosește zilnic, nu doar în zilele de antrenament, perioada de încărcare, unde între 5 zile și 2 săptămâni, aproximativ, foloseau cantitate mai mare, între 10 și 20 de kg, pentru că așa funcționează. Creatina asta se stochează în mușchi și, ca să ridici cât mai repede nivelul de creatină din mușchi, făceai perioada asta de încărcare urmată de o perioadă de menținere cu 5 grame. S-a renunțat la această metodă de folosire, într-o oarecare măsură datorită faptului că n-ar exista niciun beneficiu, sunt puțin sceptic, măcar poți grăbi această stocare în mușchi și deci asta ar trebui să fie un beneficiu. E adevărat, nu e un beneficiu evident, dar există un dezavantaj și anume există unele persoane care nu tolerează această creatină foarte bine, ca digestie mă refer. Și majoritatea tipurilor de creatină ce au fost derivate de la creatina monohidrată simplă, fix asta au în vedere. Nu neapărat că ar fi mai eficiente, mai bune, îți oferă gains mai mari, nimic de genul ăsta, doar solubilitatea este îmbunătățită, absorpția. Am să le trec foarte repede în revistă, am petrecut 20 de minute să vă explic fiecare în parte ce face, total nenecesar, nu vă îmbogățește cu absolut nimic decât ca și curiozitate să știți că există aceste tipuri de creatină. În principiu fac fix același lucru, doar că solubilitatea poate fi crescută și aici îmi rezerv dreptul de a fi sceptic. Sunt două tipuri de creatină pe care le folosesc și le recomand. Unul dintre ele este creatina monohidrată micronizată și sigla asta CreaPure reprezintă un standard de puritate. Mai pur de atât nu se poate. CreaPure este vârful de calitate. Pentru tot ce vă prezint, aveți link în descrierea de mai jos. Nu știu când îl pun, dar pe site va apărea după data de 11 sau 12 februarie, momentan e out of stock, se vinde foarte bine, e foarte eficientă. Iar varianta numărul 2 este Crea 7-in. Eu îi spun Crea 7. Are gust de pepene roșu și nu doar că este foarte bună la gust, o beau intra-workout, pot să o beau și înainte, pot să o beau și după, pot să o beau când vreau. În general pot să o bei când vrei, cu atât mai mult cu cât. Are și niște sodiu și niște carbohidrat. Și carbohidratul și sodiu reprezintă niște căi prin care această creatină ajunge mai eficient și într-un procentaj mai mare în mușchi. Pe lângă asta mai conține și niște ginseng și niște citrulină. Conține crealcalin, conține creatin fosfat, creatin citrat, piruvat, hidroclorid, respectiv HCL, tricreatin malat. Astea sunt sursele, mai fancy puțin. Repet, motivele pentru care o folosesc sunt gustul și absorpția. Eu o folosesc de 20 de ani. Prima formă de creatină pe care am folosit-o este creatina cu administrare sublinguală efervescentă. Puțin dintre voi au auzit de ea, nu știu să mai existe pe piață, brandul care o producea în România nu mai există de mult, era ca un mentosan cu gust de portocală și simțeam ceva în stomac, ca un gol în stomac, ca niște fluturași, foarte interesantă era. Și la vârsta de 17 ani mi-o și permiteam, adică era foarte ieftină. Creatina în general e ieftină și o permite toată lumea. Următoarea creatină pe care am folosit-o este creatina fosfat, iar la aceea creatină fosfat se adăugase niște sodiu, oamenii de la vremea aia știau de acest transportor de creatină, nu toată lumea știa, era sărată, n-am înțeles foarte mulți ani de ce e sărată, dar era foarte eficientă, mi-a plăcut extrem de mult. Cred că am în total undeva la 17 ani dacă e să elimin toate pauzele, deci foarte mult timp de a folosi creatina.
Haideți să trecem foarte repede în revistă. Avem crealcalin. Este o formă de creatină monohidrată combinată cu bicarbonat de sodiu, praf de copt. Creatină citrat, 40% creatină, la care se adaugă acidul citric. Creatină etil ester, creatină glicolizată. La creatina simplă s-a mai adăugat ceva, polietilen glicol, pentru absorpție mai bună. Creatina HCL, aici este un tip mai interesant de creatină, restul sunt cam la fel, veți vedea, s-a adăugat un grup de ceva la creatină ca să nu știu ce. Nu că ar fi mai eficientă, doar ca să se mixeze o idee mai bine. Dar creatina HCL vine cu un extra beneficiu și anume, poți folosi o cantitate mai mică pentru un efect asemănător, adică undeva la 40% din cantitatea de HCL egal 100% din cantitatea de creatină monohidrat. 4 grame egal 10 grame. Avem creatină lichidă, creatină combinată cu magneziu, creatină combinată cu acid malic, respectiv creatin malat, dicreatin malat, 2 molecule de creatină cu acid malic, tricreatin malat, 3 molecule de creatină combinate cu acid malic, creatină micronizată, creatina pe care v-am recomandat-o și eu, unde cam ăsta este progresul care s-a făcut de fapt, tot pentru absorpție. Particula este mai mică. Dacă este mai mică, trece mai ușor prin intestinul subțire, ajunge mai ușor în sânge și deci ăsta ar fi un beneficiu. Este un beneficiu mare, nu neapărat. Dacă faci parte din grupul ăla extrem de restrâns și de elitist de oameni care au probleme de la consumul de creatină, când vine vorba de digestie, deci la nivelul stomacului, ar trebui să încercați o variantă mai fancy de creatină. Dacă nu, folosiți cea mai simplă formă de creatină. Creatin nitrat, orotat, piruvat, toate aceeași poveste. S-a adăugat ceva la creatină ca să se absorbe mai bine. Inclusiv creatin fosfat, creatina, ce v-am spus că îmi place mie foarte mult. Ea se descompune, adenozin difosfat, adenozin trifosfat și cam adenozin trifosfat este forma utilizabilă de energie pentru corp. Și creatina trebuie să treacă printr-un întreg ciclu unde se descompune și ajunge în forma asta. Și ei au adăugat gruparea asta fosfat, tocmai pentru că seamănă foarte mult cu forma în care trebuie să ajungă la final. Deci cam atât despre creatină. Este foarte ieftină, foarte studiată, nu prea are efecte secundare, mai departe de digestie și vreau să fac o mică paranteză, există, se pare, un mecanism prin care se crește conversia în DHT. DHT-ul ăsta este responsabil cu căderea părului și se presupune că, deoarece există această cale prin care favorizează această conversie, cei ce ar avea probleme de genul ar putea experimenta o accelerare aceste conversii. Deci, dacă aveți probleme cu părul în general, poate n-ar trebui să folosiți creatină sau poate n-ar trebui să folosiți creatină mereu. Părerea mea personală, sunt extrem de rezervat asupra acestor rezultate. Doar pentru că există o cale, nu înseamnă că așa se și întâmplă. Și chestia asta vine din studiul plantelor. Și despre soia se spun niște chestii legate de estrogeni care n-au nicio legătură, ba din contră sunt opuse, și despre anumite substanțe din plante care, vezi Doamne, ar duce la o mai proastă absorpție a unor minerale, se spune același lucru și teoretic, dacă ai citi exact ăla, ai zice, Doamne ferește, bag o travă în mine, mă otrăvesc de fiecare dată că mănânc un ardei. Mare prostie. Așa și aici. Doar pentru că există o cale de, nu înseamnă că se și întâmplă. Și noi avem potențial canceros cu toții. Dar rata la care se multiplică acele celule canceroase poate fi foarte rapidă sau poate fi foarte lentă. Repet, luați asta în vedere. Dacă sunteți genul care puneți foarte mult preț pe chestia asta și faceți tot felul de tratamente pentru păr, intrați mai mult în detalii. Găsiți o grămadă de studii, o grămadă de teme pe care vi le puteți face. Voi trebuie să fiți responsabili pentru părul vostru, practic. Eu prima dată am folosit în 2001, suntem în 2022, am tot părul, un fir alb aici, un fir alb aici, am tras bățul lung, sunt fericit. Pe ăla cu înălțime l-am tras scurt, la propriu. Unele chestii sunt genetice. Și dacă e să scadă părul, să albești sau să chelești la 20 de ani, nu știu dacă ai ce să faci în direcția asta. Și dacă tot ai rămas fără tablă pe casă, folosește și creatină, că nu mai ai nimic de pierdut. Pentru suplimentele, echipamentele și accesoriile de la Jim Beam pe care vi le recomand, aveți cod de reducere MARIS5, link-uri în descrierea de mai jos, transport gratuit la comenzi de peste 150 de lei, costă doar 9 lei transportul la comenzi de sub 150 de lei, puteți plăti atât ramburs cât și cu cardul, iar livrarea se face în 24 de ore. Vă mai recomand și abonamentul SX, care vă oferă acces nelimitat la peste 360 de săli din toată țara cu doar 127 de lei pe lună dacă folosiți codul meu de reducere MARIUS25. În loc să plătiți 149 de lei, plătiți cu 22 de lei mai puțin. Accesați aplicația sau linkul și vedeți pe harta ce vi se deschide dacă în zona în care vă aflați există săli partenere. Pentru că dacă există, acest tip de abonament este avantajos pentru voi, dacă nu, mai așteptați pentru că se adaugă constant noi colaboratori. Din restul de vloguri făcute de mine, YouTube consideră că pe acestea două le-ați găsit interesante. Haideți să ne vedem cu bine la episoadele următoare. Vă salut, baftă! We'll be right back.